Bine v-am regăsit, guys, la un nou episod de Marius Cell. Astăzi am revenit la o nouă ediție de Gaming Marathon. O să fie un episod super șmecher pentru că este în cadrul a Gaming Marathon și știți că avem episoade mai speciale. Facem live-ul direct pe YouTube, știți că noi de obicei facem mai întâi pe Trovo și după aceea pe YouTube. Astăzi trebuie să ne întâlnim cu Petre, o să vreau să ne întâlnim cu Zumi. Îmi pare de la bun început rău pentru vocea mea, din păcate să fie un episod mai interesant pentru că vocea mea este... Așa cum este, Marius Cell astăzi este răgușit, sper să nu fie foarte nervant pentru voi. Hai să începem cu prima dată comentariul episodului trecut, care este Sebi să fie numele. Practic cel mai votat nume a fost Sebi, pentru că ăsta probabil l-am și folosit data trecută și preferat Sebi. Așa că vreau să-mi confirmați și mie pe chat acolo, vreți să fie Sebi, da sau nu? Ia spuneți-mi voi acolo, nu cred că Rafael, dar Rafael o să rămâne acolo așa. Să fie un al doilea nume, că fiecare cred că dintre voi mai aveți alte nume, dar un singur nume folosiți, că nu folosiți majoritatea numelor, nu știu. Eu, unul, am un singur nume, vă zic sincer, numele meu este doar Andrei, nu am alt nume. Numele de familie și Andrei. Atâta s-a putut. Ca să vă explic care e tema de astăzi, la Gaming Maratonului, este legat de fete și de fetele în gaming, pentru că știți că de obicei fetele în gaming își iau shaming, uite acolo pe Bibi, își iau shaming, adică practic își iau bully, că de ce se joacă, că e mai mult pentru băieți și toate astea și nu e vorba deloc de treaba asta, adică chiar nu trebuie să o gândiți în halul ăsta, pentru că mi se pare cea mai mare prostie să zici treaba asta, să zici că gaming-ul e doar pentru băieți sau că e dedicat mai mult pentru băieți. Nu, sunt atâtea fete care se joacă și sunt atâtea jocuri foarte mișto și pentru fete și pentru băieți și nu ar trebui să se gândească treburile de genul. Deci astăzi este o ediție dedicată pentru fetele în gaming, așa că sper să vedem din ce în ce mai multe fete în gaming, pentru că evident că gamerilor ne plac și cât mai multe fete gamerițe, nu? Mi se pare corect? Confirmați-mi acolo pe cea, băieți. Hai să nu mai stăm la discuții, să dăm drumul la roleplay. Să vă pun și eu... Ia să vă pun eu aici, abonații, să vedeți și voi abonații. Așa, gata. Avem și abonații, hai să dăm drumul la roleplay. Până dimineața. Hai venit cu aici. Mamă, dar ești mai mic, parcă pe zi ce treci, ești de bun. Glumesc, mă, glumesc. Ce zici, mă? Ai dormit bine? Da, da, da. Ia stai două secunde. Să opresc muzica, chat. Să opresc muzica. Așa, cine mi-a zis să opresc muzica, gata. Așa, mă, ia uite, mă, da, mă, ești forță. Te-am văzut bezea? Da. Ești nebun rău de tot ce pot să zic. Mă, astăzi vreau să mă duc să mă întâlnesc cu Petre. Tu l-ai cunoscut pe Petre până acum? Unchiul Petre? Da. Pe unchiul Petre. Asta ai învățat de la maica mea sau... Da. De la mami, a? Ai învățat-o. Da. Frumos, frumos, n-am ce zice, da. Hai, veni sus, hai sus. Doamne, întrebarea episodului... Bă, întrebarea episodului de astăzi... Ar fi... Legată de... Copilul lui Zumi, înainte să vă uitați... Ce credeți voi... Legat de copilul Zumi că s-a întâmplat, ia spuneți-mi voi acolo în comentarii, dar până să vedeți voi astăzi episodul ăsta, ce credeți că s-a întâmplat cu copilul Zumi? Bine. O să vreau să mergem la maica mea, trebuie să sun pe maica mea, trebuie să ne vedem cu Zumi, cu Frederico Bezea, să vedem ce se întâmplă, care e treaba. Da. Am ceva pentru tine. Yeah. Vine aici, dă-te aici jos că ești înalt. Dă mânuța. Ia. Yeah. Ce? Wow! Un și taco. Mai am ceva. Ia, yeah, ce mai? Ia să ce mai îmi dă? E? Frumos, frumos, thank you. Îți dă aripi. Tu l-ai învățat asta, mă? Bă, dar stai puțin, tu nu ai dat să bea așa ceva, nu? Nu. Sigur nu ai, dar cred că îi dai așa ceva, chiar că îi dă aripi, ești nebun? Cred că îl vedem pe airplay mode, îl vedem direct. Nu, direct așa, ești nebun? Nu, gen, dar acum l-a dat acolo, gen, de acolo.
Băi, eu vreau neapărat să mă văd cu Petre, că l-am văzut de atât, intră să sun pe maică-mea. Revin imediat. Fac așa. Doamne, e nebun ăsta micu. Bă, deci energia pe care o are ăsta micu, pe bune, nu știu unde arată energie. Așa, hai să sunăm aici. Deci pe mămișor Miruna. Bă, nu mai vedeți, asta e. Unde să pun eu ăsta mai bine? Au. Te pun aici, cred că ar fi mai bine. Pe aici. Cred că ar fi mai bine să vedem mai bine aici, nu? Cred că da. Hai, o sunăm pe mămișor Miruna. Ce vrei să facem prima dată? Mergem la Petre sau îi sunăm pe ăștia, pe Fredericu și Bezeu? Sunt curios să văd cum arată Petre. Eu asta sunt curios, sincer. Sper să ne vedem cu Petre, că ultima dată ați văzut că era plecat. Ia-o pe baby în brațe. Știți că sunt cam supărat de ce am văzut eu ieri. Nu uitați ce s-a întâmplat data trecută. Data trecută am intrat în casă, deși era supărată și bla bla bla, nu știu ce. Tot era un tip aici și eu, nu știu, eu cred că era ceva ciudat cu tipul ăla, nu știu. Și ați zis și voi, unii dintre voi, hai spuneți-mi acum, la bun început. Credeți că e ceva ciudat cu tipul ăla care era în camera aici? Nu știu. Sau doar am eu așa impresia. Petre, deci mergem la Petre. Ok, hai. Hai să sunăm pe mămișor Miruna. Ei, oricum nu știu unde s-au dus. Frederico și Bezea chiar nu știu unde s-au dus. Hai, care a răspuns? Alo? Alo? Neță, ce-i mămică, ești ok? Mămică? What? Mă, ce-a făcut, mămică? A zis alo și plânge. Bă, ce-a, părea să plâng. Părea că plânge. Mică, ești ok? Mă, ce-a, părea că plânge. Ce-a, părea că plânge. Sau mi se pare mie? Mă, ce faci asta aici, mă? Mă, ce faceți, mă, voi aici? Filmez. Îl Tata, filmez. uite-te un pic la mine. Stai puțin. Fii atent ce l-am mutat pe zeagică. Una, două, trei, patru, cinci. Faci pe Facebook? E, pui și pe Una, acolo, dai seama. două, trei, patru, cinci. E? Ei, hai că e bine, ce pot să zic. Te descurci destul de bine pentru vârsta ta, ești bine. E bine pentru vârsta ta, oricum. Fac balcoane mari. Ah. No, 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 no. Doamne, deci, bă, bezi, doamne, deci dacă s-ar lipi și inteligența așa de tine, oricum ești băiat inteligent, dar, pe bune, cum se lipesc astea cu balcoane de tine? Nu ar trebui să înveți și tu ceva mai bine, mai bun? Să nu te mai ocupi cu balcoane cu de-astea, ok? Că nu e bun. Da. La unde unchiul bezea? Unchiul Bezea? Hai că sun acum să văd și eu care treabă cu unchiul Bezea, că nu știu cine mai. Nu, mica, de ce nu-mi răspunde? Alo? Alo? Mamica? Da. Ești ok? Ce-ai făcut? Mamica? Aici sunt Unde? la cimitir. No, 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 mamica, Tu mamica, ce nu. faci? Eu sunt acasă, m-am văzut și eu după o grămadă de timp cu copilul meu, Sebi, și m-am trezit așa de bine. Nu știu, mamica, te rog, spune că. Dacă vrei să vii și tu cu o floare aici. Mamica, dai puțin. Mamica, spune că nu, spune că n-a murit nimeni, te rog eu mult. Te rog, spune că n-a murit nimeni. Păi, a murit acum ceva timp. Cine a murit, mămică? Bueno, soțul meu. Ah, da. Mamă, ce m-ai speriat. Nu Da, cred. azi e ziua lui. Mama, am crezut că. Doamne, mamă, mică, m-ai făcut. Mamă, mică, m-ai speriat grav. Bă, am crezut că s-a dus tataie, Doamne ferește! A, Doamne! nu, tata e acum Bă! face jogging lângă mine.
Oh my god. Bă, mămică, m-am speriat grav, mămică. Eu când mă sun și zici că ești la cimitir și plânge așa, tu îți dai seama că mă gândesc că la tata ești nebun? Bun, că tata e, cred că trăiește mai mult decât noi. L-a mâncat el în viață. El e bărbat, adevărat, mă, el a trecut prin război, e bine, tata e. Hai că vin și eu la cimitir la Buenos, da? Cu floare. Vorbim. Cu floare, cu floare. Ziua lui. Da, e ziua lui? Da. Oh my god, bine, hai că vin, hai, hai, ciao. Bine, pa. Hai că știam asta dacă e. Chat, v-ați speriat și voi, este? Mamă, când mă sună și... Bă, ce țeacă, bă. Mamă, ce faci, mă, aici? Bă, nebună. Doamne, ce facem asta? Stai puțin. Hai, cum se zice, mai nou. Am bani mulți. Doamne, asta de unde ai mai învățat-o cu... Are bani mult rău de... Mă, Sebi, de unde ai mai... TikTok. Ini Sebi Panaramo. Oh, no, no, no. No, dacă... No, 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 no. No, nu, 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 nu. Nu, nu, nu. Ini Sebi Panaramo. Nu, nu, nu. Bun, băi, baby, bine, vine cu aici. Sebi, stai aici puțin, că vreau să văd și ceva cum e, că dacă nu, nu se mai poate. Vino încoace. Bă, tu ai nebunit, tu așa... Tu l-ai auzit? Tu, la... tu te auzi pe da, tine, bă, tu nu vezi la așa ceva? Pe bezea l-am bătat. Bă, bune că bezea. Da. Bă... Bă, tu ce speritură mi-a tras mai cumva? L-am văzut că ai... Da, mă, rău, de tot că te-ai mutat aici, dar nu te-ai avut atâția bani să te muți aici? Am câștigat la parate. Nu știu dacă să te crezi sau nu. Pe bune? Pe bune? Da. Să zicem că te cred, dar în sinea mea nu te crezi, știi? Pe bune. Și câți bani mai ai? Mai ai bani? Păi n-ai văzut că te dăm cu banii pe aici? Da, ești make it rain, ai mulți bani rău de tot. Normal. Bă, te las acasă să ai grijă de Sebi, că nu trebuie să vadă pe... Mă duc la celebrarea de moartea lui Bueno. A murit Bueno. Ce? Cam că astăzi e ziua lui. Celebrăm, aha, comemorăm toate alea, știi? Și maica mea apare în bă, deci mi-a dat o sperietură, am crezut că a murit tataie. Mă plângea și era la în cimitir. Îți dai seama că m-am gândit, am crezut că a murit tataie, frate. M-am speriat grav. Bine, hai, vină încoace. Așa. Ești bine? Foarte bine. Să știi că ți-i mult la tine. Și eu. Da, Panaramă înseamnă frumoasă? Nu. Nu mai folosi cuvântul ăla niciodată. Sebi, da. Nu mai folosi cuvântul ăla. Panaramă e ceva destul de urât și nu spui decât la oameni care nu-i suporți. Deci doar la oameni pe care nu-i suporți sau vrei să-i jignești. Dar nu trebuie să jignești pe nimeni. Panaramă. Păi... Sebi, nu e voie să zici asta. Stai mă, nu eu. Sebi. Scuze, scuze, scuze. Le-ai jignit pe tati, Sebi? Nu, nu, tati, nu. Am făcut la floare. Am făcut la floare. Am făcut la floare, mă, ești de mă. Bă, hai că te las, că mă duc să... Mă duc la cimitir, da? Hai, ne vedem. Te sun dacă e ceva că mă întorc, ceau. Te sun că mă întorc, da? Dai și mie un pupic? Aaa, drăguțele. Hai, vin imediat. Vine tati imediat. Bă, vă place de Sebi? Ia spuneți mă chat acolo. Mie chiar îmi place maxim de Sebi. What? Ce faceți, mă, voi a stat aici? Mamă, da-s. Pare rău, frate. Băieți? Eu nu știam astăzi că... De ce nu mi-a spus și mie de ieri că astăzi trebuie să facem asta?
Adică tu ai uitat? Nu. Am uitat, că îți dai seama că câte probleme am avut și câte chestii am avut, am uitat. Hai să mergem să-mi iau și ceva negru, să-mi de îmbrăcat și mergem. E ok? Mergem să ne iau și ceva de negru de îmbrăcat și mergem? Da, haide. Hai. E de 4 locuri golful ăsta? Nu. Nu? Hai că scot eu de aici, nu-i problemă. Menu machine, get car. Asta era ce aveam noi. Da. Mamă. Cineva s-a distrat în mașina asta. Ce faceți, mă, voi ați dormit în garaj? Bă. Păi m-auziți, mă? Uite, mă ignoră, mă, ești nebun. Mai e ceva de spus? Bă, băieți. Eu știu că e trist, că și eu mă simt nașpa acum că am uitat și toate astea, dar trebuie să vă gândiți că, din păcate, asta e ciclu. Trebuie să-ți trăiești viața, trebuie să te gândești că e o șansă ca mâine să nu mai fii dacă nu ești atent, știi? Trebuie să fii atent, trebuie să-ți trăiești viața, știi? E o chestie, știi? Acum, deja e de mult, din păcate, bun omort. Nu trebuie să vă întristați acum așa de rău. Că, da. N-avem ce să facem noi, n-avem cu ce să schimbăm noi, știi? M-auziți, mă? Mm-hmm. Știi că vorbesc singur. Bă, dar ce depresiv sunt ăștia, mă, acum. Ai. Iau și ceva de aici, ne îmbrăcat și primeat. Mi-au și ceva negru și ne băgăm la treabă. Hai, mă, că suntem bine, chat. Suntem bine. Mă, cum arătăm, ești bun. Wow. Ce atmosferă, frate. Bă, da, oare fi și Petre acolo, întrebarea mea e? Am cană cu ursuleți. Ok. Bă, Marcel. Da. Ești bine? Să zicem. Dar nu plânge, te rog eu. E ok, da? Pare că pentru pierdere. Mhm. Bă. Eu... Știu că a murit Bueno, acum a murit și ăsta, dar e ok, da? Trebuie să bine? Tăi, cine a murit? E ok. Nu mai are rost să aducem vorba. Stai, mă, ce? Treci peste, da, e ok. Bă, ce ați făcut? Opriște la magazin să iei un buchet de flori. Opresc. Era o persoană importantă. Mă duc. Normal că era importantă, ce-i? Și bătrână. Bueno, bătrână? Mhm. Hai pe aici. Sunt ok. Acum că mă induceți voi în dispoziție. Fiță seară. A murit. Ce? Bă, cine a murit? Nu, mai du-te ia buchet. Mă, cine a murit, mă? Cumpără un fir, o flori, un buchet de flori sau? Nu, un fir. Mai bine. Așa. Și Bueno și acum și el. Ne ia pe ei, toți. Sunt unul câte unul, bă. Oare cum e Miron acum, bă? Mă, vrei să-mi explicați și mie cine a murit aseară?
Uite-te și tu că am răgușit de nu mai pot. Nu ce am făcut aseară, dar am răgușit. Iarăși mă ia. Ce? Mai plânge. Și nu era așa bătrân, bă? Nu, mă? Cine nu era, mă, bătrân? Bă! Bă, mă enervați! Mă mergi. Mă enervați? N-ai chef să mă ia poliția. Mai ales în situația asta. Voi v-ați întâlnit, mă, până acum cu Petre? Nu l-ați văzut, nu? Și Petre, bă, oare cum se simte, bă? Bă, eu nu-ți înțeleg. O să vreau spune acum niște întrebări la ăștia. Doamne, cum s-o simți Miruna? Bune. Mă, eu nu înțeleg, ăștia își bajă de mine. Vezi că am luat doar o floare din buchet, doar. Bă, tataie, bă. Bă! Ce? Ce? Cine a murit? Nu mergi, mă las. Bă, tataie a zis că face jogging în un... Unde este Luis? O să trebuie să aflăm și asta. Cred că este vorba despre unchiul lor. Bă, nu știu. Chiar nu știu. Dar voi mai știți, guys? Nu cred că nimeni nu mai știe unde se află mormântul lui. Dacă v-aș fi lăsat să vă duceți voi, nu cred că știați. Exact aici. Uite, nu mă, pe tataie, mă, că e ok. Dar de ce face jogging lângă un... Neața. Hai să trăiești! Neața. Ce fac, mă, tataie? Jogging, jogging. Păi de ce faci jogging lângă un mormânt? Aul, păi nene, trebuie să trăiesc mult, eu mă antrenesc. Când te uiți așa, ca să... Îți vine să faci sport când te uiți la un mormânt. Tataie? Da. Trăi? Aolo, dar cine să știu? Eu nu mor mai. Cine ești, bă? Mm-hmm. What? Aolo. Bă, tataie, credeam că ai murit. Stai! Și să plâng. Cum să mor? Vine să plâng când ajung aici. Petrișor? Mămică, m-ai lăsat acasă. Bă... Ridică capul. Ridică capul. Că... Aolo. Ce faci, Petrișor? Bine, am venit după tine. Cum a fost? Dar el cine e? E Marius. Cine? Da, eu sunt Marius el. Mă mai ții minte? Hai că mai revin. Mă mai ții minte? Mama, nu te-am mai văzut de 4 ani, 5 ani, 7 ani, cât o trecut să mă bată mama. Ia vină cu ce... Mă, da, ce fel arăți să moară copiii mei. Să nu moară, pardon, doar că-mi fac și cruce. Bă, cum e trei, ce-ai crescut? Și seme cu mine, când eram mic de vârsta ta. Ia, fii atent, mai zi, minte schema să iau-te. Ce schema, mă? Iată. Bam, bam, și aia e. Ăla-i. Ăla-i, a? Ca frații. Cum a fost Petrișor? Unde? Erasmus. În Spania. Mamă, Erasmus. Da, a fost genam... Dar nu mai bine discutăm în altă parte, că iară mai apăs aici. Aici. Gen, nu la cimitir, în altă parte, acasă, oriunde. Îmi sunt coace. Ia să lași și o floare aici, stai să lași și o floare aici. Da, lasă floarea. Și eu zic să ieși cu fratii tu la un suc. Tu care ești? Vezea? Da. Na. Na. Tu ești, bă? Na. Na, sei. Na, ești la fel de prost.
Bă, mai ții minte cu berea aia, cu aia. Vezi că mi-ești, sunt dator. Ce bere, mă? Alo! A, mai ții minte când ți-am zis eu că bea bere? Ăsta, bei bere, a? Gen sucul ăla, mă, gen, gen ne uitam la meci, la fotbal. Lasă să vezi ce bere ți-arăt eu. Scuzați-mă că vă întrerup acest moment, Mirobana, dar... Cine-i dânsul? Bună. Aflăm acum. Bună ziua. What is the shit? Stimă și respect. Bună ziua. Bună ziua. Tu... Îl cunoașteți pe domnul tatăl meu? Da, da. Cine-i? Sunt un vechi prieten de-a lui. Lasă floarea acolo dacă... Lasă floarea acolo. Uite-l pe ăsta. Lasă-l petrișor. Lasă-l petrișor. Hai, lasă floarea acolo dacă vrei. Nu vin toți fraierii la... la tata. Ei, numai șmecheri. Eu uite, bă, dar te-ai șmecheri rău de tot, Petre, ce ești așa? Eu sunt, bă, Petre, bă. Șmecheri de mic. Bă, tu nu mai comenta, băi. Ok, hai mai în partea asta. Bă, cum e, Tre? Dar ești la echipă de fotbal sau care treabă cu tricou? Da, m-am dus cu Bezea la fotbal, știi? Cu Bezea? Gen m-am scris la Barcelona, știi? Cu Bezea? Da, mă, cu Bezea, gen... M-am dus la fotbal și gen am ajuns la Barcelona. Sunt colegi acolo cu toți nebunii, știi? Metre. Ai făcut gagică, bă. Ți-ai făcut gagică? Da, mă. Chiar voiam să te întreb dacă mă duci cu gagicile. Mă, tu că ai gagică. Da, mă, nu mi-am făcut. Ți-ai făcut sau nu ți-ai făcut? Că nu înțeleg. Da, mă, nu mi-am făcut. You don't understand me? I say... mi-am făcut, nu mi-am făcut, gen. Da, mi-am făcut, dar nu mi-am făcut. Bă, Frederico. Ăsta e cam... e bun. Petre. Întreabă-l tu dacă cum stau gagicile. Da, mă, l-așteptam pe, Frederico să merg cu el, gen. El știe. Ce știe? Cu astea. Cu gagicile, cu nebunile astea. L-așteptai pe Frederico să mergi cu el la gagici sau ce? Exact. Și cu bete. Toți nebunii. Ca pe vremuri. Cu Albert Năbănu, cu ăsta, cu... da. Aoleo. Mai asculti? Muzică nu, de genul? Nu, am trecut pe populară. Aaa, auzi. Frumos, oriental, așa frumos. Da, da, da. Place. Hai că ascult dacă e. Adică mă ești la mișto. Da, mă, nu te iau. Baxul ăla de bag l-ai terminat, da? Bă, dai să... Da, trebuie să mă duc să cumpăr un nou. Ce-și mic s-a făcut ăsta, mă, ești nebun? Lasă că să mai fac eu rost de taia bună. Da. Mai ai țuică acolo? Nu. Sau trebuie să vorbesc cu tataia, bă, da, mie. Am... zbârlit-o cu Bezea pe toată. Da. Lasă, vorbim cu tataie. Mă, pe Sibi ăsta. Poate el e următor. Dar chiar, bă, Sibi ăla ce mai face? Nu m-am mai văzut nici cu ăla de 3 ani, 2 ani, 7 ani, 9 ani, 25 de ani. Nu? Nu, gen m-am mai văzut cu el când a venit Bibi pe la noi pe acasă, dar... dar nu. Sper că nu l-ai învățat la prostii, nu? Nu, no, doamne ferește, eu să nu învăț. Tu, niciodată, nu? Bă, tu îți bagi joc de mine. Eu? Vezi cum merge. Ce seamănă ăsta cu tine, om? Da, seamănă foarte mult cu mine. Mai care are ochii verzi, vezi? Care are ochii verzi? Da, și are de alte șuvițe. Dar tu te-ai vopsit așa cum eram eu, vopsit la fel. Ce păr interesant ai. Ăsta de șmecheri. Cum aveai tu cu șuvițe tale roșii, i-am trecut pe spatele tău? Gen. Paradis. True love. Ce true love, mă? Pentru gagici, mă, n-au. Hai, vină cu aici. Nu, mă, nu, mă, tu, aduci... bă, n-ai cu cine, mă. Aolo. Bă, știi cam... Bă, ești nebun. Bate joc. Vezi că dacă ești mai mult tare în gură, vezi că s-ar putea să-ți iei. Nu știu cum să zic. Nu de la mine, dar zic așa. În viață să știi că dacă ești tare în gură și schilod, nu o să ajungi bine. Am învățat să mă bat, am fost la box. M-a dus Frederico cu Bezea la box.
Adevărat, mă? Te-ai dus cu ăsta? Nu știi că zicea atunci că, că o să mă dea pe mine la box. Te-ai dus, mă, cu ăsta la box? Bă, l-am dus, dar după ce am intrat la Haubau... Nu te-ai mai dus. Nu știu ce a făcut, ai mai rămas la box, mă? Am mai mers de două ori și aia a fost. Sus. Rest... Mă rog, dar am învățat de ce să vă mint. Hai mă că... Hai că ai învățat dacă e... Bă, mi-am făcut buletin. Îți dai seama. Wow, ai 14 ani? 15, te rog frumos. Păi de ce te lauzi mă cu buletinul? Că nu mai șmecri au buletin. De fapt, stai că dacă am buletin, eu răspund la poliție, băga. Saolo. Tu ești cu băieții? Dacă ești, zici sincer, dacă ești, dacă nu... Mă, dacă ești, nu-i cea mai mică problemă. E tot ok, să știi. Deci dacă... Mă, cum e cu băieții. Mamă, ești... Ești șmecher, gen, a? Ce? Da, cred că mă bag împreună cu nepotul meu. Ce mai face, mă, Zumi? Ai mai ai dat de aia Zumi sau nu? Da, chiar văd Zumi. Bă. Ce? Ai dat de zoomii sau nu? Ce mă? Ai dat de zoomii sau nu? Da. Fata aia mă, zoomii. O mai ții minte pe... Da. Aia care are copilul tău în burtă, cică. Aolo. Ai dat de zoomii. Ai dat de zoomii? E cu storme. Și vezi că este copilul alb. Vezi că vreau să ne întâlnim cu ea azi. Am de luat să iau la întrebări. Mamă, dar ce? Păi la întrebări? Ce? Da, e bătrână, la Q&A. Bă, țiriduri are pe frunte. E mamaie. Cred că n-am bătrânit. Mirona, Mirona. Cu tataie de mână. Ce? Ce? Câți ani ai? 70. Da, tu câți ani ai? Eu am 35. Ce 30, bă, ești nebun, aveai 17 ani când stăteai cu Mariusel? Care 17? Cam care? Aveam 30. Aolo, a devenit babă, 70 are, zic eu. Am cât ai? 60. 39. Plus 21. Plus 21. Trebuie să pare capcană. 39. Ține bune, Petre, bă. Da, mă, ești toul lui. E nebun. Ce faci, mă, acolo? Ce e norechi? Am copii. Da. Am făcut la 19. Bă, dar de când porți ochelari? Păi unde m-am făcut la 15? Mai vezi? E cine? Tu. Nu, și te-a întrebat. Nu te văd. Ce-au dat? Marisel, vezi că... Marisel, au lăsat că m-am obișnuit cu Marisel. Petrișor? Domnul. Bă. Da, mă, da. Fractul ăsta, da? Ce fractul? Bă, la fractul de față, da? Da. Ăla e? Ce cu el? Are probleme genul? De ce probleme? Că e prea P. P? Devin serioasă și după chiar îți o iei grav de la cine prost? Mă? Cine mă? Gen? Nu știu mă, dar și părul. Glumele astea le făceam eu în generală. Păr. Trebuie să te vopsești că ai părul. Bă, e cazul să mergem acasă. Tataie, tu ce păr ai? Ce? Ce păr ai? Păr. Pa, mă. Păr, mă, ce păr să am? E atât de alb, zici că devine invizibil în curând. Ah, dar și maică-mea are început să ai. Mă, mică, vezi că începi să ai părul alb. N-o să mai am păr, a? Nu e alb. Nu e alb? E gri. E gri? Aaaa. Eu îi zic gri. Cred că-l bapă poliția. Are service. Crezi? Da, 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 cred că le-au de ochi. Eu arăt bine. Da, mă, mică, ești bine pentru vârsta ta. Ce face soția ta? Și faci eu. Păi, face bine cu copilul acum, am lăsat-o acasă ca să stea cu copilul, că doar nu o duceam aici la mormântare, la toate Sebitu? Astea. Da, cu ăla micu, e ok. Cu ăla micu? Da, merg acum la el, după aceea o să-l iau, o să-l am iau, să mergem. Am auzit că îi dai Red Bull. El mi-a dat mie, dar de unde ai auzit asta? Red Bull îți dă aripi. A, ai zis că Red Bull? Păi vorbesc mereu cu Bibi. No. Bă. Eu să dai Red Bull ție? Nu, nu, nu. O mai pe aia de pe centură? Red Bull să ari. Nu, 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 nu. Fata aia de pe centură care te cunosc cu ea. Cine mă? Ce fata de pe centură? Avansat. Da, și Petrișor că vorbesc cu fratii tu. Da. Da, și eu vorbesc cu el.
mamă, de nu te bat când ajungem acasă. Bă, Mariselu, eu vreau să-l văd pe la Mico. Că nu l-am mai văzut. Ce? La Mico vrei să... Vii cu mine? Hai că vii cu mine acasă. Bă, mamică! Mi-a făcut plăcere să te mai văd și eu, că oricum te-am văzut. Da. Dar mi-a place de Petre ăsta, e cam... Ia vină cu așa pe mine. Stai să vezi că-l bat eu după. A, am zis maica mea, nu? Hai, dă-te de aici! Hai, joc de glezne! Mai încolo! Ca la găi, ca la găi! Mamică? Zic că trebuie să te impui puțin peste el. Mamă, stai să vezi și-l bat când ajung acasă. Trebuie să te impui un pic seară și neșefa. Îl pun să scrie Luceafărul de 5 ori. Luceafărul să scrie gen poezie? Da, da, da. Uai, de capul meu. Și să înveți pe de rost. Stai să vezi cum îl fac eu doxă. Păi, mămică, tu crezi că devine mai inteligent dacă îl faci să scrie de nu știu câte ori Luceafărul? Păi, reține. Păi și cu ce îl ajută? Păi și îl pot să facă tema la matematică. Nu știu, ce? Dă-mi tu părere, că și tu ai copil acum, na, na, na. Nu știu ce să zic, mămică. Lasă că mă ocup eu de el, o să vedem. E că e la fel ca tine, perioada aia de pubertate, când făcea nebunii ca tine și... Da, e ciudat un pic. E că ți-a modelul. Da, hai că... E bine dacă e. Hai că mă duc acasă, la Bibi. Bine. Să-l iau ca să mergem după aceea la Zumi. Ok. Ia vină încoace. O, tot bebele meu ești. Aproape. Mai că aproape, aproape da? Sunt mai mare decât tine. Ca înălțime. Petre, cred că te împuci. Nu. No. Hai să mergem. Mergem acasă. Haide. Vă las pe voi să conduceți. Vă pup. Da, conduc eu. Eu conduc. Nu, no, eu. Ca să... Da. Ca să... Ti? Nu de. Vezi că ai ceva în rig, pac. Hai, pa. Haide, mă. Hai, las-o pe mine. Hai, urcă-mă, în față. Mă cheam în față, bine. Deci eu vă bag în scaun. Mergem acum la cred Bibi Chat să vedem ce tine. Fac și ei acasă. Și după unde mergem la Zumi să vedem ce face Zumi, care e treaba copilului Zumi. Bă, bune. Nu trebuie să te vezi cu Zumi? Ba da. Unde e? Cu sormen. A, cu sorta? Unde? Bă, tu mai vrei cu sormen? Mhm. Da? Da. Ce vrei cu sormen? A... Zi, mă. Bă, Marisele, mă auzi? Eu te aud. A... Ce faci? Zi, mă, unde mergem să luăm pe Zumi? Lasă-mă cu astea. Nu mergem, mă, să luăm pe Zumi, mergem acasă. Bine. Zi-mă, ce vorbi cu sorba? Nu așa... De ce ați vorbit de așa? Ai vrut treabă cu sorba? Nu mă, ești nebun. Nu? What? Nu mă, ce ai? Las cum trebuie. Stai puțin, voi auziți? Se referă la... Cum o numi? Cum o chema? Că nici nu mai țin minte. Mira. Mira. Mamă, la Mira? Ai vorbit cu Mira, mă? Da, da, mă, mai vorbi și eu, ești nebun. Ca prieteni, nu? Da. Așa, bună, ce faci? Ieșim ca prietenii de gașcă. Doamne, dă-mi putere, că de gardă mă feresc. Mai ieșit la un suc, am mai dormit, așa. A dormit? Ce ai făcut, mă? Nu, am dormit la prânz, gen. Stai un pic, că... Ia stai. Trage aici puțin pe dreapta. Bă. Bă, Marcel. Mă duc la baie. A. Nu, la baie în mașină, te piși mașină. Ce păi nu, mă, vreau să mă duc până la baie în boschet. Hai, du-te în tufă, hai. Hai mai rapid. Nu e cea tufa, șefule. Ce? Ce, mă? Nu e cea tufa, șefule. Știu și eu că e în stânga, mă. Și va, hai, hai acasă, mă duc acasă. Că e aici la doi pași. What? Ce-am făcut, m-am luat o piatră? Nu știu, mă, ce-am. Bolovan. Hai. Haide, bă, știi unde mașina asta. Și-a luat mașină? Mamă, dar câte mașini sunt aici? Asta e polo-ul meu. Bă, de când ți-ai luat mașină, mă, și nu ne-ai zis?
Asta nu-i mașina mea. Alu Bibi, nu? Alu Bibi? A, nu era, nu era casă, mă, nu? Și a venit cu... Bă, i-ai făcut cadou? Nu te cred. Bă, ce face, mă, ăsta, măi, nebun? Ați împăcat, nu? Bă! Te, mă, jos. Ce, mă, vreau să vă șoc. Cum e tren, n-ai carnet? Să nu te vă la volan până atunci. Bă, ai bă, dar și că pot să mă urc pe deal cu mașina, gen... Bă, dar vă că știm bani, mă. Ăsta pot să... Bă, bă, e cadou, mă, și v-ați împăcat, cine da. Da. Aaa, simt de aia... Mamă, cred că e cadou de la ea. Pentru tine? Eu te golf, da. Mamă, ești de mor, nu cred. Nu te cred. Ce coaie... Vreau și eu o gagică de asta. Bun, poate, poate mi-a făcut și mie zumiu un cadou de asta. Poate vezi că mă trezesc cu mare Lamborghini. Da, bă. Hai, mă, hai, 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 nu te să iau întrebări să fac cu ei. Da. De la case. Yo, uite-l, mă, pe ăsta. Bă, ce nebun e. Bună ziua, bună seara. Oh. Da. Tati. Bă. Ce cadou? Băi. Mă, ascultă muzică de la mine. Ascult? Ia, ia, ce muzică? Deci fiți aici, toți atenți. Ia, ia, ia. Frederico, ai ceva în urechi. Ia, tași puțin. Inisebi, panaramă. Nu, 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 haide! Sebi, Sebi, Sebi. Fii atent, știi ce să asculti? Alper nebunări de la ascultat. Nu, bă, Bibi, ți-e pare ok? Dar Petre l-a învățat! Petre, pleacă de aici! Petre, joc de glezne acolo! Bă, Bibi! Petre, ce sunt, mă, câine! Ai ales bine, mă, cadou! Ce? Ce cadou? Mă, Bibi, vine afară, vine afară, vine puțin de urmă! Bibi! Mașină! Ce mașină? Explică-mi și mie, care-i dragul mașina aia? E pentru mine? Care? Care mașină? Mașina. Vino, mă, încoace. Ce mașină? Stai puțin, mă. Băi, nu vă certați, mă. De ce vă certați? A făcut și cadou de BMW. Păi ce mașină? Greu, dar le fac. Păi eu nu știu nicio mașină de bă, afară. Bă, vino să-ți arăt. E o mașină în fața curții. Păi da, nu e a mea. Păi acu' e, mă. Nu știu. Nu e a mea? Stai, ce, ce mașină? Ia. Mă, stai, mă, înțeleg. Asta? Da, mă, asta. Dar nu știu alu' cine e. Ua? Poftim? Că i-am stat în casă cu Petre, cu Doamne, cu Sebi. Bibi, ți-ai luat grădinar? Ce? Ce grădinar? Ți-ai luat grădinar? Mă, ia asta, Rosie. Ce grădinar, mă? Te iubesc, tati. Oh, și eu te iubesc. Poate dărmați copilul. Și eu te iubesc. Care? Nu-l văd, nu-l văd. A. Bibi? Ce mai faci? Nu, e grădinar dezbrăcat la pielea goală. Bă, ești nebun, ce grădinar? Bă, dacă am bucat copilul ăsta. E la pielea goală, nu? E caldă? Bă, mă, Marisel. E caldă, aia e dezbrăcat în pielea goală. Păi nu vede soare afară. Stați aici, eu m-am dus să vorbesc cu ăla. Să nu vă coboare vreunul. Să nu coboare vreunul. Bă, ce inori. Bă, dacă am bogat. Petre, ți-am zis ceva. Să stai acolo. Ce frumos ești, Petre. De unde e tricoul ăsta? Ceva nou. Ia, întoarce-te. Paradis. Oh. Cine e asta? Eu sunt mai șmecher, am de la Off-White. Eu sunt de la Off-White, eu tip... Ba, mă, e mai șmecher. Să trăiți, spuneți. Vede că se poate, se poate. Ce cauți aici? M-a chemat domnișoara să mă amenajez puțin în curte, grădină. Mă, băi, ce pătrățeană. Mă, tu nu ești de băiatul de ieri? Cu chiuveta? Păi m-a chemat și... Da, păi fac mai multe treburi. Sunt... Eu asta lucrez, domne, fac mă, la fiecare acasă. Mă, mă, să știi grădinar și de-asta te repară grădinar și nebun? Că nu trebuie și mie bani, domne. Mă. Am gaura neagră în buzunar. Ce gaura neagră vorbești, mă, acolo? Nu trebuie bani, domne, de-aia muncesc așa, mă. Bă, cu metre. Și chiuveta, ce spuneți, domne? Cu metre. Da, ce ți-am zis eu ție? Ce mi-a spus, domnule? Ce ți-am zis eu ție? Ce mi-a spus? Ieri ți-am zis să nu te mai văd. Domnul? Nu știu, m-a chemat dumneavoastră până la urmă. A, domnișoara v-a chemat? Da. A, și ea nu știa... Acum e mașina, ai mașina dumneavoastră din față? E mașina, frate-mi.
Aaa. Dar mi-a dat să merg așa până la... Aha. Până la... Mașina ta, a? N-am pistol sau ceva să-i dau. E cazan de mașină. Bă, cum intre? Da, da. Mă. Ce ai făcut, nenea? Iar vii pe la noi. Am seci aici nervii. Sebi. Da? Tu ce știi despre băiatul ăsta? Vine prea des pe la mami. Vine cam des pe la mami? Da. Mă, cum e trem? Da, ai chef de jocuri cu mine? Nu. Bă, dacă ai nevoie de ajutor, sus aici. Vezi că îi fac suplex de la balcon. Da. Sar de aici dacă ai nevoie. Sebi, du-te de aici, te rog. Du-te sus. Da. Vino cu mine. Dacă mai vii, te bate tati. Te bate unchiul, nu tati. Bă, tu nu mă auzi? Haide, mă, fac invitație. Păi ție ți-e pare normal ce se întâmplă aici? Păi zici-mi. Ce trebuie dacă doamna mă cheamă pentru... Trebuie pentru? Să repar pentru? Cuveta. Păi sunt, pentru sunt ce? Mecanic de cuvete. Pentru ce? Îi reglez cuveta, după ce îi reglez gazonul, ce-i mai reglez, a? Bă, dar ce-i cu ăsta, mă, iară, vine. Spune și mie, ca să înțeleg. Ia, bă, că nu mami. Ce? Tu mi-ai fost zis, mă cheamă pentru cuvetă. Acum, dacă m-a chemat de repar instalația la chiuvetă. Aaaa, și instalația acum? La chiuvetă? Păi domne, nu m-a prins atunci la chiuvetă. Mamă, cum e, te vină cu mine acum. Uite ce? Vezi că i-a picat cu ușa. Vreau să-mi spui acum. Așa. Și s-a închis ușa sau nu? Păi, nu prea pot să o trag. Așa. După când, domne, domne, mașina albă e joasă, domne. Mă doare undeva mașina ta, știi, nu? Coboară din mașină. Stai pe loc. Stai pe loc. Spune-mi. Spune adevărul. Întreabă-mă ca să spun adevărul. Ce cauți la soția mea? Dom'le, eu sincer nici nu știam care e soț așa. Eu am cunoscut-o pe domnișoara pe Tinder. Și mi-a spus că e singură. Că n-are copil, că acel copil este al fratelui ei. Așa mi-a spus. Poftim? Așa mi-a spus, domne. Minți? Zi dacă minți. Nu, domne, nu mint, domne. Așa e, domne. Vara mesaje. Depărtează-te mașina acum. Hai. Vara hey. Mesajele, domne. Vino cu ace, vino cu ace, vino cu ace, n-auzi? Hai, 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 hai. Hai. Vă ce facem, domne, sărim după munte? Nu, stăm aici puțin și discutăm. Păi lăsați arma dacă vreți să discutăm. Te-am lăsat arma. Spune-mi adevărul tot. Tu n-ai tot venit. Adevărul. N-ai venit să reglezi chiuveta. A, ba da, vedeți că chiar am venit pentru asta. Și pentru gazon la fel? Exact, da. Și în afară da, de repara... Aha, n-ai făcut nimic altceva. Nu. Să mor tu. Pă bune. Să mor tu. Mă jur. Uitați, vă arăt mesaje pe telefon ce aveți. Să mor tu că n-ai făcut nimic. Să mor aici, dacă am făcut ceva. Ce eu cred că... Eu cred că îl perforez. Cum e trem? Uite, duceți-vă și întrebați-vă și pe așa. Ce ți-am zis eu ieri? Ce ți-am zis eu ieri? Nu mi-a spus domnule nimic ieri. Bă! Haideți să o întrebăm pe aici, dumneavoastră. Da, domnule, nu trageți pe aici. Ce ți-am zis eu ieri? Ce mi-a spus domnule? V-am zis că nu mi-a spus nimic. Mă, îți intră în biblica aia ceva? Din ce zic eu aici? Gata, în creierul ăla al tău îți intră ce trebuie? Ți-am zis să nu te mai văd. Acum mi-a spus domnule, gata, nu mai fi la soția dumneavoastră. Mi-i dau glonț direct? Nu știu dacă se dau glonț. Mi-i dau glonț? Glonț?
Repare. Nu-ți e un pic așa... Pe bune, nici un pic de nesimțire, nici un pic de nimic. Păi dacă, domne, dacă domnișoara mă cheamă pentru diferite chestii. Pentru ce diferite chestii? Uite, după, m-a chemat după ce termin cu gazonul și alea se repar patul, domne. A fost ceva între tine și soția mea? Nu. Nu? Nu. Nimic? Nimic. Nimic? Nimic, nimic. Nimic? Nimic. Decât reparația la chiuvetă, dar are nimic. De cu chiuveta ta cu tot. Nu mai reparații la chiuvetă, mă. Nu mai reparații la chiuvetă, mă. L-am făcut cu un BMW. M-am făcut cu un BMW. Cum BMW, chat? Păi dacă credeți că mă bune, vă bate joc de mine dacă credeți că eu îl lăsam pe ăsta în viață. Nu, voi să aflu totul de aici. Eu cred că mă mințea pe față, nu știu. Nu știu ce credeți voi, dar... Eu zic că arată bine BMW-ul ăsta. Ziceți, mie pare că plăcea mașina și am zis că nu a murit, cum să nu-mi fi murit, mă, ești nebun? A murit, mă. Uită-l. N-ar trebui să-l las aici, că mă prind ăștia. Aoleu, stai că nu-s prost, trebuie să fiu prost. E prima dată când fac asta. Aoleu, de ce e ăla? Ma. Unde-l duc acum e problema. Dar și eu prost. Asta nu m-am gândit. În fine. Las că rezolvă noi problema. Te-ai găsit un pe Frederico. Dar n-aveam cum să rezolvă cumva. Cu vocea mea ce se întâmplă? Sunt răgușit chat. Îmi pare rău de voce, da, sunt răgușit. Fii antenă. M-auzi? Da. Eu o să vin acum în fața casei, te urci în mașină, doar tu cu bezea și avem o treabă. M-auzi? Te aud. Deci, vin în fața casei, te urci tu și bezea, fără să puneți întrebări în mașină. Ok? Ce-i făcut, mă? Urcă-te în mașină, când vine acum. M-auzi, mă? M-auzi tu? Bă, m-auzi? Tu mai auzi, mă? Hai că m-a auzit. M-auzi, mă? Tu m-auzi? Da. Ce-ai făcut? Ți-am zis să vin în fața. Hai că vin. Mamă, Ihan. Doamne. Doamne, copilul ăsta că e curios, el. Da. Sunt în fața casei. Bine, hai că Petre ăsta e cam curios și mă bat piciorul. Ce mă de aici, Petre? Urcă. Îl vedeți pe ăsta, da? Cică? I-a dat un glunț în cap. L-ai omorât? Da. Și l-ai dat în cap? De ce? De ce? Da. Cred că i-ai dat în picior, că îi sângerează piciorul. I-am dat în cap. Sigur? Sigur. Ziceți-mi unde îl ducem. De ce l-ai pușcat, mă? Ziceți-mi unde îl ducem. Bă, fii atent, hai, dă-i sus. În apă, cred că ar trebui, nu? Stai liniștit. Bă, îmi plăcea mașina lui. Și mi-a și zis... M-am mințit pe față, că nu mai era nimic. Cap l-ai împușcat sau nu? Da, l-am împușcat în cap. Sigur? Da. Bine, hai, dă-i pe aici. Dar de ce? De ce l-am împușcat în cap? Mhm. Da. De ce credeți că l-am împușcat în cap? De ce? M-am mințit pe față. El zice că venea să regleze chiuveta, dar nu știu câte ori. Stânga. Ai înțeles? Că nu zic, că și este bine. Stânga! Ce zici? Stânga. Nu, ce zice bine?
Ce zicea? Hai văzut și ce zicea? Că vine mereu. Că vine mereu? Cu mami, că... Și eu că suntem pe off-road. Că dormea? Că da, cu mami, că... Lasă BMW aici. Aici îl las? Da. Hai, dă-te jos. Ia dă-l jos. Ia dă-te, mă, să mă asigur că e mort. Ia dă-te puțin. Dă-te puțin. Mă, cât acuțitul are. Mai dă o dată în cap să fii sigur. Ce facem cu el? Păi îl dăm să-l ascundem undeva. Bagă-l acolo. Bagă-l într-o. Ce, mă? Bă, aici îl prinde, bă. Oh. Aici îl prinde. Lasă-l, mă, aici. Sigur? Putezește, da, aici. În apă era mai bine, cred că. Lasă-l mai aici. Bine, hai, vă lasă-l aici. Nu-l vede nimeni, nu? Gata. Gata. Ce te întâmplă, mă, zine și nouă? Oh, ușor, că este pe off-road! Ușor, mă, că e... E X-Drive. Bă, ăsta l-ai rezolvat. Va cu... Ha, da, cu Bibi. Ăsta cu... e a... Ce? A făcut necurate, o? Bă, îmi plăcea mașina lui 1. 2. Du-mă la zombie. Să te duc la zombie? Mhm. Deci nu mă mai duc acasă, direct să... Și acum ai avut... Gândeam să mă duc să-i cer... Puterea să apici pe tărgați? Adică, bă, puterea să trag pe tărgați. Știi că am mai tras în trecut. Și eu. Dar acum... Dai seama, bă, am trecut prin multe, credem, în anii cât timp nu ne-am mai văzut noi. Am tras în multă lume, dar am zis că nu o să mai fac asta, dar... Când e cazul, e cazul. Da, mă, nu știu, când ai fost plecat, ce a zis Sebi, că vine mereu, că... Nu știu. Nu știu, dar... Din câte mi-a zis ăsta și că se cunoștea cu Bibi de pe Tinder. Și pe Tinder, adică vai de capul meu, adică Bibi are profil pe Tinder. Apare. Și nu avea profil pe Tinder. Nu știu. Dar lasă că cred că i-a trecut acum. Mi-a zis de dimineață că ține la mine, da? Nu știu. Da, zis că a chemat. Nici nu știu. Da, da, nu mai sunați că a sunat greșit și dacă mai sunați o dată, cred că vă caută banatul. Vă trimit eu cu expresul, nu e nicio problemă. Bine, hai să nu mai sunați. Ce, mă, farse? Sunt farse, mă? Cred că da, da. Dă-i la... Stai puțin. Să-l ia pe la... Petre, mă? Mergeți să-l luăm pe la... Petre? Nu, nu, nu. Și l-am lăsat acolo? Da, da. Aia, lăsăm acolo. Vedem noi, ne întoarcem. Zi unde mergem. Alo, da. Ai vorbit? Ah, ce faci, Mira? Ah. Ce, mă? Da, bine, sunt în mașină cu... Pe zea cu frate tu și cu Mariusel. Aha. Ah, da. Păi și vrei să te țin să te luăm? Cu Mariusel. Da. Ați se dă la sărmă, tu vezi? Ha? Bine, hai că venim la... Venim acum. Dăm locația. Ia ce zâmbești. Ia. Hai, tio, te pup. Te... Bă! Crede! Te da. Jos. Oh. Ce trebuie, mă, tu cu sormea? Oh, lu' stai. Ha? Ha? Hai, mă, urcați și lăsați vorburile, hai că mergem pe acolo și vedem. Ia, mă, hai, dă-i la locație. Hai, mă. Hai să vezi ce bătăi dau. De ce, mă? Ce te interesează pe tine? Mergeți să ne vedem cu... Ce-ai, mă, cu ea? Hai. Hai, mergi.
Păi puneți și mie unde mergem. Stai un pic acum. 574. 574. Hai de acolo. Ce să mă... Na... Ce trebuie cu ea? De când vorbiți așa? Pa... Trebuia mască? Mă, știu la ce am făcut eu? Dinainte să intrăm la... Mă, ce te zic că... Hai să-i lăsăm pe ăștia... Te sună pe tine și nu mă sună pe mine, nu? Între Federico și Mira. Ce-a... Da? Da? Au, miau. Dar a fost fac, bă, trebuia să faci stânga, e acolo. Lasă-mă că mergi și pe aici. Ce între voi? Nu e mă nimic ca ce aici de mult la bă, cap. Bă, la cheule. Ce trebuie că? Bă, ce ai mă aici? Ești gherțoi. Gherțoiule. E dacă mă scandal. Ce e? Unde e cu spatele? Uite-le. Uite-o. Pe insula? Unde? Cine? Pe insula, da. A, dați pe insula. Uite că cred că intru prin apă, merg pe apă. Nu. Cine e de pe insula? Vă că două fete, bă. Zoom. Eu văd decât pe una. Cred că e Zumi. Zumi și Mira. Unde e Mira? Că nu văd. Bă, treci mă înăuntru. Pe aia mă, nu? Nu, las că parcă în altă parte aia. Trebuie să-i dăm stoc? Ne uităm de la distanță, prima dată. Bă, bă, Marcel. Da. Trage puțin de timp, că am așa o gândire că mă piși rău de tot. Bine. E binoclu pe aici până... Mamă, chat. Nu uitați să vă abonați, guys, dacă sunteți noi. Vreau să faceți și noi 182.000 de abonați. Ia dați pe butonul de subscribe. Și nici pe butonul... Mamă, v-am prins. Bă, fii atent. Ia stai două secunde, gura puțin, că ne supărăm că neuronii mei nu prea apasă acolo pe butonul ăla. Ia uite. Apăsați, băi. Apăsați, mă, pe butonul ăla, că nu prea. Uite pe Zoom. Mamă, de când am mai văzut-o. De când? Ce? Zumi! Bună! Mamă, de când nu te-am mai văzut? Ha, sunt șop aici! Oh. Acum vine întrebarea grea. Sunteți gata? Ar trebui? De copil ar trebui să întrebăm că nu știu. A, vezi morcum connections. Că nu mai are nici burtă. Chat, înainte să ne ducem acum, ce crezi că s-a întâmplat cu copilul ăla? Spuneți-mi repede pe chat. Mă duc până în băschet să mă ușurez. Bani, copilul. Mor sau orfelină? A murit? Hai să vedem, mă, ce s-a întâmplat cu copilul. Să vedem ce s-a întâmplat cu copilul, Zumi. Așa. Da. Mă, tu o vezi? Nu, lasă-mă, gata. Da, nu, să-mi bat picioarele. Așa, Zumi. Da, ce mai faci? Ne-am mai văzut de mult timp. A, pe bune? Dar tu nu te vezi? Pe bune că tu nu prea te-ai schimbat așa de mult. Păi, îți dai seama că nu... Na, când ești model nu prea ai voie să te schimbi dacă vrei să continui. Hai să mergem într-o zonă mai niște, că vreau să stăm de vorbă. Hai să luăm aici puțin să vă luăm la întrebări. Puțin la golf aici. Iane, du-ne, du-ne și într-o casă, nu mai e mașină, nu mă duc, că mi-e rău de mașină. Am început așa decât de vreo 2 ani să mi se facă viață de unele mașini. Luăm aici un loc. Că mi-a liniștit. Zami. Vai. Ce? Mi-am uitat bluza acolo.
Aia e, poți să-mi iau alta. Doamne, mare problema acum, bluza era problema cea mai mare aici, nebun. Oh my god. Lasă că e bine așa. Lasă că e bine. Zami, am o întrebare importantă pentru tine, că Bezean, nu știu, nu evită sau nu știu, nu prea vrea să-mi explici deloc. Ce s-a întâmplat până la urmă cu copilul? Cum adică ce s-a întâmplat? Unde e copil? Am născut, acum e la o prietenă. Pe l-am bune? Lăsat. E băiat, e frumos. Mamă, tot băiat? E negru. Da. A. Așa. Dar nu la fel ca al meu, nu? A mea e mai așa, mai spre alb. Mai... Da? Da, mă, e ca mine, e eu. E ca el. Puțin, e foarte puțin la față, e puțin. L-ai văzut? Tu l-ai văzut? Ce întrebare asta? Păi nu știu că nu... Nu mi-ai spus nimica. Am stat cu spatele. De ce ai evitat să-mi spui atunci despre el? Ce să spun? Da, n-am evitat nimica, nu m-ai întrebat doar. Dar trecută nu l-am întrebat eu. De ce ai spus, mă, copilul nostru? L-am făcut atât de frumos. Mă, dar vreau și eu să-l văd. Păi, lasă că o să-l vezi, să-l vezi. Acum e la, l-am lăsat la o prietenă, că... Da, și eu vreau să-l văd. La ce prietenă? La ce prietenă? Nu e un prieten? Nu, la prietenă. Da, sunt și eu curioși de ce culoare a ieșit, că... Negru. Puțin alb de la mine, că, na. Combinație. Aia era problema. Dar fățucă puțin. În rest, are așa o luminozitate ca a mea. Și în rest e negru, îți dai seama, ca el. Adică eu sunt urât? Și... Nu. Ești frumos. De ce te jignești? Nu faci nuntă? Asta nu v-ați gândit până acum. Și dacă vă dau acum un reverse card? Nu, hai, ia zi. Că tot mă întrebai tu de Mira și de astea. Păi stai puțin că n-am terminat cu Mira. Ce treabă ai tu cu Mira? Ce treabă am cu Mira? Da, ce treabă ai cu Mira? Poți să afli la momentul potrivit. Da? Și dacă aflu eu de la ea? Ia Bluetooth de la ea, hai să vedem cum afli. Dar n-am murit. Lasă-mă că data viitoare rezervăm ambele. Ce mă, că ești nebun? Ce te bași și tu? Zici mă, nuntă? Sor mea, în loc să mă sune pe mine, sune pe ăsta. Să nici nu nu nuntă. Ce face, că se pupă în trei? Cum îl cheamă pe Bezea Junior? De că asta ar fi întrebarea cea mai bună. E apărarea sau ce? Dar nu știu. Nu, dar am stat cu ea și îți dai seama că mi-a zis nimica. Păi normal că știe că-mi zici mie. Eu știu ce-i în capul ei. Vedeți și voi, patru și tu intre și tu în telefonul lui. Are și el un iPhone, vezi ce are. Da. Deci n-ai nicio treabă cu Mira, nu? 182.000 de abonați. Bine. Nu? Vă pup, guys. Băi. Lasă-mă, lasă-mă, o iau eu, la interogă, nu mai văd pe ea. N-ai? Nu mă, te mici eu pe tine, ești nebun la cap. Și copilul e bine, da? Toftim? Măi, Frederic a pus pe combinație. E capabilă să avem grijă de un copil? Da, păi are și ea un copil, are o fetiță. L-am lăsat să joace cu fetiță. Ia uite, deja e gagicar. Nu e gagicar, se joacă încă sunt copil. Cum adică își poate să facă gagică? Păi are 5 ani, ce ai? Prea mare. Fără gagică? Du-te-mă de aici. O să ai pe voie cu gagică de-abia la 14 ani încolo. Mă, care, dar de cât timp fumezi? Eu? Da. De, nu știu, de un an, cam așa cred. Mă, de ce te-ai apucat? Fumezi? Nu te-ai să te lași? Poate ești prost. Lasă țigara. Bine că am terminat-o. Da? Bun. Lasă că termin unul acasă. Ce e bine să fumezi. O termin tu acasă, nu? Maxim. O termin tu acasă. Acasă. Da. Cum ai zis să mândră așa. Gata, nu mai fi supărat, te rog eu mult. Sunt mai pe bucurat pe țigări. Vai. Nu mai faci asta că mă rușinez. Ce? Cu ce te rușinez, mă? Cu ce te rușinez, mă? Ai văzut copilul ăsta? Zubi? Nu. Copilul meu? Mamă, e negru. Când l-a răzut. E copil cu minte? Copil cred cu că minte? Mâine facem cunoștință și tu cu el și poate și eu cu al vostru. Da, gen seamănă cu el, adică gen... Se vede. Să spun, dar cum îl cheamă pe copilul vostru? N-are nume. Ce, mă?
Da, mă, ce? Nu are nume. De ce nu vrei să-mi spui? Cum are 5 ani și nu i-a pus, nu i-a spus nume? Hai că nu i-a pus nume. Hai, bă, nu mai minți, băi. Nu, vă, nu vor să-mi spună numele, nu vor să-mi spună numele. Hai, băi, Cariceps. Zic sincer. Eu strig Golane. Golane. Bă, dacă îl strig... Golane. Eu îl strig Tati, momentan încă nu i-am zis. Golane. Bă, băi, bă, bate joc de mine, tu las te știți. Golane, nu? Are un nume și nu vrei să-mi spuneți, dar de ce nu vrei să-mi spuneți? Golane. Tati! Bă, lasă-l să se învețe ca să știe cine-i tatăl și cine-i... Trebuie să facă gagică. Când băia, tati, știi? O agăță pe fata aia? O să zică tati. Și fata aia cu care stă el acum, câți ani are? Poftim? La prietena aia ta, are o fata, nu ai zis. Câți ani are fata aia? Ah, 12 ani. Oh, merge, oh, e bine, hai puțin, că mă sună draga mea Bibi. Draga mea Bibi mă sună. Alo. M-auzi? Casă, nu mai vii pe acasă? Să mai vin pe acasă? Păi tu n-ai casă, unde dormi, pe stradă? Vin și eu acasă, stai liniștită, nu, nu plec. Vin și eu acasă, stai liniștită. Tu aș zice să te pregătești când vin acasă. Bine, hai, lasă-mă, lasă-mă. Poftim? 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 Bă, nu, 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 nu. Bibi? Da. Bibi, te rog. Te rog. Ai grijă ce zici. Păi? Te rog. Ai grijă ce zici. Și pregătește-te că ajung acasă. Și avem de vorbit. Ena? Avem de vorbit. Mă, dar parcă nu m-aș duce acasă să mă unde să-mi... Ești că își face suc, dar mie e de copilul ăla, sincer. Stă, cine-i? Alo? Că ți-a luat foc casa și a murit copilul tău. Bă, tu ești prost? Astea-s glume, mă? Nu glumesc. Bă, tu ești... Tu glume... Nu poți să cred că... Da, serios, vin acasă, repede. Bă, bune? A, nu, frate, îmi bag joc de tine, știi? Bă, ai acasă, repede, ai acasă. Hai acasă. Mamă, să mă răbăiți. Acasă. Mamă, să mă acasă, acum. De ce? Acum. Auzi și tu, auzi și că a luat foc casa. Bă, bă, tii după ea, bă. Cum se ia foc casa, mă? Bă, orice e posibil. Azi, i-am zis că e la mișto. Bă, dacă l-au făcut casa... Ce? Auzeai pompierii pe aici, tot... Poliție, ai televizor de ea. Cum se ia foc, ai nebunit? Faci și acasă, vii acasă. Păi nu mi-a zis Bibi, mi-a zis ăsta... Cum îi chema Petre? A, te după Petre, nu? Bă, tu nu l-ai văzut pe Petre, mă, că de prostit, să mor eu. Păi da, mă, dar oricum trebuie să mergem acasă, așa că ce? Bine, Zumi, vezi mașina? Vezi mașina? Nu. Ai, get. Ia un braț. Da, ne auzi? Acum da, aveați... E bine că ne auzi. Prea... Bă, Marcel. Da. Fii atent așa, că te întreb eu ceva, bine, da? Doamne, cât de prost e ăla. A învățat să conducă. Hai, lasă-l, lasă. Știu unde a învățat să conducă pe... A. Ascultă-mă atent aici. Zi. Asta, Frede, se dă la sora mea. Bă, iar la Mira. Și ce, mă, și ce, tu nu te-ai dat la sora mea? Când m-a dat la sora ta, mă? Bă, ești nebun la cap. Asta de la volat s-a dat la sora ta. Bă, ești nebun la cap. Poți să aprob și eu că te-ai dat și tu, așa că nu mai băga vrăjelă, că te dai. Hai, nu mai mânca căcat. Acum cât timp? Stai, mă, puțin. Acum cât timp? Înainte să fie cu tine. A, ok, bine. Dă-l în pacea lui. Zumi, tu mă minți cumva? Mira, ce? Când a stat la tine, ți-ai zis ceva de asta? Că turbezi aici, rup ușa la mașină. Bă, ce, nu știu, ce n-am avut la un moment dat o conversație, dar era la miezul nopții și a zis ea ceva, povestea aia ceva legat de ea. Da, mă, hai, dă-i. Ia zi. Păi nu mi-aduc aminte prea mult. Zumi? Știu că zicea,
era oricum, era tată rușinat, era tată roșie la față, asta știu sigur, dar eram super obosită și doar o ascultam, deci nu știu cât de mult am ascultat din ce a zis ea, dar oricum a vorbeat mult. A, deci eu sunt împreună, nu? Sunteți împreună? Păi, de bun la cap. Zumi, sunt împreună? Nu știu, știu doar că nu te mint. Mă minți? Dar știu, nu te... Mă minți pe față. Bă, te iau de cap și nu mai știi ce e cu tine, taci acolo. Deci... Te leg de pat. Că era, da? Care le zice că te și eu de pat. Doamne. Mai auzit eu fetișul de astea? Da, și ce om bizea? Adică ce? Adică dacă eu... Ce trebuie tu cu sora mea, mă? Adică care-i treaba ta? Că nu înțeleg, ia. Cum adică, înainte să fii cu sora mea, trebuie să mă întreb pe mine, dacă vreau eu. Cum adică, adică tu mai întrebi pe mine de ea. Sau cum? Eu am grijă de ea. Cum adică tu ai grijă de ea? Uite, sunt fratele mai mare. Gherțoiule. Da. Trebuie să mă întreb pe mine. Tu nu m-ai întrebat, băi. Noile. Din câte știu și Bibi asta cu Mira, nu? Nu, că voi iau și cu Bibi acum la întrebări. Mai bine nu întrebi. Cum să nu întreb? Nu. Zămini? Bă. Da. Mă, unde mergi, mă? Stăm aici puțin că nu vreau să intrați în casă, că deja o să fie destul de derby. Mă duc doar eu singur și mai discutăm mâine, dar vreau să stabilesc cu voi până la urmă. Bă, duceți acasă la Zumi și mai discutați. Mare, dar e afară să înțeleg. Băi, du-mă mă în casă să dorm. Băi, hai acasă odată. Du-mă să dorm. Să stăm. Vere, dar vreau să discut doar eu cu Bibi. Discut tu, noi stăm pe canapea, mai vorbim despre... Te țin eu de gură să nu vorbesc. Eu mai vorbesc cu Mi, cu Zumi, cu Bezea. Nu, e problemă. Doamne, cine voi. Ah, dacă tot, cred că vezi și copilul ăsta. Nu, tocmai. A, îl închizi în baie, nu? Să înțeleg. Hai, vino cu aici. Deci, mă minți. Respiră, bă. Bă! Mă, ce faceți, nu? Respiră, bă! Bă, ce faci, mă, ești handicapat? Bă, moare! Bă, moare! Mă, voi ești handicapat și... Băi, ești idiot, ce faci? Moare, bă! Ce stiu? Respira, bă. Hai, bă. Mă, glumă. Idios, la cap, nu. Idios, rău, dar tot. Doamne, 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 deci... Băi, ce aveți, mă, cu mine, ești nebun? Mă, chat. Bă, ce-a pup, bă? Pleacă de aici, Petre. Petre, pleacă de aici. Și atunci fii așa acasă, nu mă bagi în seamă, nu nimic? Mama, ai început și tu să moară, băi. Ai început și tu. Ai început și tu. Da, am început. Ai început și tu. Nu, uite-o pe Zumi. Vreau să răscut tine. Stai aici. Stai aici. Imediat. Plec la casă. Don't cry. Ce părere ai de ăsta, micu? Don't cry, man. E super, e că strânge copilul, nu știu cum să zic. Te-ai supărat pe mine? Da, să știi că da. Bună, dar nu e vina mea. Ce bună, băi, niciodată să nu mai faci în viața ta așa glume. Dar nu a fost ideea mea. Lasă-l mă în pace. Alo. Da, mama, Petre, abia știu să te duc acasă. Să facă prank-uri de-alea pe YouTube, știi? Da, da. Te apuci de vlog pe YouTube și zici cu de-alea, salutare tuturor. Și bine m-am găsit la un nou clip, azi facem prank, că ăla-i. Zumi, vezi ce copil frumos am? Seamănă cu iubitul tău. Poftim? Glumeam. Te iubesc. Poftim? Glumeam. Băi, deci, vină cu aici. Mamă, Bibi, mamă, Bibi. Da, glumeam mama, și eu să vă zici. Mă, cum e tre? Cum e tre? Vino cu mine, să vorbim jos. Cum ai trecut cu mine tu? Da, cu tine. Bă! Bă, te arunc de pe balcon! O, dracu, nu mai știu. Du-te de aici! Mamă, cum vorbesc eu cu tine! Mamă, ce mă enervează, Petre, stai tare în gură, în gură, acum. Mamă, cum vorbesc eu cu tine, nu vreau să cred. Bă, tu lași să stai lângă Petre, care tu vezi ce vocabular... Elogventare? Ce vrei să le fac? Vrei să leg pe Petre de dulap și pe Sebi să leg de pat? Să-i spui să se ducă. Să-l bag în baie și pe ăla să-l bag în bucătărie, să-l leg de bucătărie de frigider?
pina mea că l-ai adus pe fratul acasă și că nu l-ai lăsat cu maica ta? Ce-ai făcut cu tipul ăla? Cu care? A, cu care din trei, a? Nu, cu care, gen, cu ăsta care a venit azi? Nu, cu ăla altul care a venit ala tăieri. Păi n-a venit niciunul ala tăieri. Nu? Nu? A? Păi n-a venit niciunul. Ăsta mă, care a venit azi și ieri. Păi ăsta! Ce-ai făcut cu el? Păi ce-am făcut cu el? N-am făcut nimica. N-ai făcut nimica? Da. Ăla micu zicea că stă cam mult pe acasă. Am mai trecut pe acasă. Pentru că zice asta, pentru că bezea și cu Frederico le bag, le zice, îi zice asta ca să bage ceartă. A venit doar de două ori la noi, gen de astea două ori. Da? Da. Băi, mi-au furat copiii. Nu, dă-mi coace. Ce-au furat, mă, ești nebun? Ce-a furat, mă, ești nebun? Lasă-mă să vorbim, vină cu aici să vorbim. Păi vorbim. Vorbesc cu tine. Da. Dacă bag eu ăsta la răcoare. Op. Ce? Așa, un pic mă răcoresc că nu mai putem. Deci, ia via antenă. În telefonul. Păi, da, uite, na, stai. Tati, te-i caută bezea. Ei, a zis că te bate. Lasă-mă acum, spune că am probleme mai mari. Du-ți. Probleme. Mamă. Ia uite și pe ăsta. Bă, voi sunteți handicapați? Doamne. Ce faceți, mă? Întrebare. Bă, tu ai boală, bă, te fugi așa de noi? Fere, mă, lasă să vorbesc și eu separat, că dacă intrați tot nu se mai înțelege nimica. Nu face nimica, mă, te ascultăm. Că-ți fac achio în jacuzzi. Lăsați-mă să vorbesc. De sus, hai. Ce pe alte numere mai mult acolo, că ești doar tu. Mariusel cu o inimă. Ce alte contacte mai vezi? Ia zice asta. Ce? Păi, am de mult în telefon. O ai de mult în telefon aplicația asta? Da. Dar... Dacă vrei, poți să și ștergi că mă dare fix în cur de ea. Mamă, Peter și cu Sebi se bat. Te rog eu mult, termină și taci. Vorbești ceva important cu tine aici. M-auzi? Vorbești ceva important cu tine aici. Și eu vorbesc ceva important cu tine și vin 3000 de oameni pe lângă noi. Nu, no, o să te mai iau în viața mea cu mine dacă nu pleci în momentul ăsta. Și tu, Sebi. Favretar, mă. Sebi pleacă. N-are voie, mă, să fac. Trebuie să plec. Sebi, du-te. Stai te-ai liniștit spanale. În cameră. Mamă, ce mișto. Mamă, ce mișto a fost arhiva. Băi, mișina mea. Mamă, ce... Știa-s nebun la cap. Da. Da? Da. Să și eu! No! 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 Ce? Nu. A, nu pot. Nu mai e în casă, că se pice în piscină, voi faceți daună totală în casă. Nu! Bă, frate, puteți să mă înțelegi pe mine să am și eu niște treabă? Hai, bă, treabă, că așa plec de acasă direct, hai mă să plecăm. Hai, pa. Tu trebuie să vină Petre. Vă, va trebuie că ai zis. Să mor eu. Acum. Tati, du-te la mami. Acum. În telefonul tău, uite-te aici. Vezi telefonul, da? Uite-te și tu ce ai aici. Văd. Vezi? Aplicația ce? Tinder, da? Așa și. Dacă intru în ea și-l găsesc pe ăsta. Ce faci? Păi n-o să găsești pe nimeni, ce nu înțelegi. Dacă intru în aplicație? Da. Ia că intru și caut. Da, nu e. Și atunci e, mă, tot cap la cap. Se pot șterge mesajele, să știm. Da, fix asta făceam eu. Ma. What the fuck? Și va, nici nu știu ce să mai zic, ce asta. Zi.
Nici nu știu ce să-ți mai zic, sincer. Să știi că nu e ok ce ai făcut. Tot eu. Tot tu? Da. Bă, baby. Tipul ăsta, l-am rugat să nu mai vină. Mi-a zis că tu l-ai sunat în dimineața. Ia caută un telefon, eu l-am sunat. Ia că caută, asta adevărat. Păi ești nebun. Dar nici n-apare. Dar se pot șterge. Se pot șterge și asta se poate șterge. Am fix acum să te-am să șterg eu mesajele că să mă ascundă tine, este. Mă chat. Nu e bine. Nu. Ce asta făceam? N-aveam ce să fac ca să șterg asta să mă ascundă tine. Mă. Da, mă. Țin să spun că nu e ok ce ai făcut. Văd că ai spus toate astea. N-am în momentele față o problemă incriminatorie clară, dar tipul ăla mi-a zis ceva și sincer să spun, nu e ok. Dacă ai făcut sau nu, e decizia ta. Păi n-am făcut nimic. Ce faci? Bă, de când știi, te stăteai, mă, cu skateboard, ești nebun? Ia fii atent. Domi. Ia uite, stăteai un pic. Doamne. Bă, ce prost. Oh, aleu. Al prost. Mamă, Petre, eu cred că chiar te duci pe altă planetă. Eu cred că ți-ai luat karma. Ia dă-te-mă. Bine. De cum n-ai bă să fă curăț? Doamne, ce prost. E bun acum? Da, vrei și tu? Nu, am energizant. Hell. Fii antenă. Zic că te aud. Nu e ok ce ai făcut, să știi. Nu e ok. Ce geamit care îmi spui astăzi asta? Păi frate, chiar nu e ok ce ai făcut. Păi ce-am făcut, omule? Mă, el mi-a spus că l-ai sunat. Chestia aia se poate șterge. Tipul ăla era, cum să spun eu, în presiune, știi? Nu cred că era dispus să mintă. Ce te râzi, a? De ce era în curte la grădinării, dacă eu i-am zis cu o zi înainte să nu-l mai văd? Și el când am venit la el, mi-a spus că tu l-ai chemat. Da, eu l-am chemat. Mamă, și l-am chemat. Explică-mi ce căuta. Păi nu știam că a venit. Dacă nu veneai tu acasă și nu... Dacă nu veneai din nou acasă și nu spuneai chemat și n-ai fără, eu nu știam că a venit, pentru că am stat pe canapea cu Petre. Și am ascultat. Nu voi o credeți? Muzică. Chat, voi o credeți? Ups. Ești nebun. Cum e tre? Pă bune. Trebuie că încep să scot de aici, nu vezi cum. Pere, nu ai... Și dacă tu nu veneai să spui și eu ea nu spuneau că e BMW-ul afară sau ce mașină e, eu nici știam că e aici. Mă înțelegi? Și eu ce dovadă am ca să te cred? Tom. Tipul ăla era în sub presiune. Eu zic că n-am nicio treabă cu el și că nu știu nimic. O credeți chat? Ziceți și mie, acum sincer, vreau spam pe chat. Da, o credeți, nu o credeți, ziceți repede pe chat. Ce nu înțelegi? Din ce să spun? Eu nu pot să te cred. Mă crezi pe mine că nu pot să crezi situația asta? Nu credeți niciun cuvânt? Doamne ferească, crezi ce vrei, mă. Eu dacă zic adevărul și nu mă crezi. Bibi, uite cum facem. O să trecem cu vederea asta, ok? Bine. Trebuie să înțelegi că și din postura mea e ceva suspect la mijloc, da? Da. Uite, ia-ți telefonul. Nu-l mai vreau, ți-am zis. Nu-l mai vrei? Da. Ia-ți mă telefonul și lasă-și... După aceea nu mai dau de tine. Ia-ți telefonul.
Deci instalează aplicația Tinder acum. Gata. Vezi? Da, e ok. Na. Te rog eu mult. Nu pot să bag divorț, nu cred că vreți să vă gândi divorțat. Plus că are un pic acolo și un pic acolo nu i-am prins în fapt cu ceva, știi? Chiar ar... un pic acolo nu i-am prins în fapt cu ceva, da? Cred că o să pun un hitman pe asta sau ceva să urmărească de acum încolo, dar nu cred că o să mai fie cazul. O să luăm, o să trecem cu vederea, da, ce s-a întâmplat. Bine. Da și pe acolo butonul de like, vă rog eu mult, 2000 de like, că mâine nu, mâine și zilele următoare nu o să mai am voce deloc, așa că vă rog eu mult, rip pentru vocea mea, dar da și voi pe butonul ăla de like. Auzi? Că la cât am urlat astăzi, a. Da, cum ați dat de zoom-i? De cum am dat de zoom-i? Întreabă-l pe BZ, că e complicat de tot. Care e treaba? Păi și ei n-au copil? Ba da, au un copil. Aparent chiar au copil. Dar tu nu știai? N-ai mai vorbit cu ei? Nu știu. Cum să vorbesc cu zoomii dacă n-am numărul ei? Păi am crezut că voi ați mai ținut legătura. De unde să știu eu? Mă, ce se aude mă la vecinul ăla? Bate acolo? Bate vecinul în copac? Ce naiba face? Nu știu mă care e treaba. Ziceți-mi voi ce ați vrea să facem. Like și subscribe. Asta zic. Da. Bă, Bibi, tu mă înțelegi? Eu te iubesc. Nu am cum să-ți rămân supărat cu tine, că după aceea îți rămâne tot la gândul la tine. Și eu, sincer. Și... da. Nu, dacă te-ai supărat. Nu înțeleg. Îți dai seama că în sinea mea... normal că m-am supărat și normal că mă simt nașpa. Foame, pleacă de aici. Frate. Arată pormele lui Petre să mor eu. Ce nepoana mea mai ești. Fă. Cine ești? Băi, scârboasă. Să caut pe zoom, e scârbă ordinară, unde e? Ia stai mă, cine-i mă scârb, cine-i? Băi scârbosule, unde-i zoom, e scârbă ordinară? Eu sunt Virginica, scârbosule. Cine ești mă? Sunt Virginica, domnișoara Virginica sunt. Virginica? Virginica sunt, scârbă ordinară, unde este zoom-i? Zoom-i? Zi-mi acum. Bă, nu știu, dar ce treabă ai cu zoom-i? Dar ce treabă ai cu? Bă, zoom-i e nevastă mea, scârbă ordinară de om împuțit. Ce mă? Vino să vezi. Mamă, de să mor de nu-i rup gâtul când o văd scârboasa. Are gagic scârboasa. Mamă, să vezi ce-i fac de nu-i rup gâtul. Nu. Băiatule, drumai, spune ce să fac, ai înțeles cu domnișoara Virginica, vorbește frumos. Gata. Hai, vină în cație, vină. Pleacă de aici. Îți gagiul lui Virginica. Ce mă? Gagiul e, sunt toți fiam. Mamă, a murit, gata. A murit voce. Ați văzut cum voceam. Doamne, mi-a murit vocea, gata, chat. Chat, a fost insane rău de tot episodul ăsta. Treaba cu Bibi o să continuăm data viitoare să vedem care este situația. La fel și cu Zoomii. Avem multe chestii de stabilit data viitoare. Vocea mea nu mai este aproape deloc existentă. Și de-aia trebuie să închidem aici acest episod. Ochii mei sunt roșii rău de tot. Și nu știu de ce zici că am... nu știu, pe bune. Zici că am plâns sau nu știu. Uiteți-vă la ochii mei, pe bune. Nu știu care e treaba. Așa, ia uite, cu râsite, cu dalea, aia vreau să văd. Da mă, chat, mi-a plăcut episodul, a fost derby rău de tot. Dai și mie acolo pe butonul de like, ne vedem la următorul episod care cu siguranță o să fie mult mai șmecher. Mulțumim încă o dată Gaming Marathon că ne-a acompaniat astăzi. Am fost un live în compania celor de la Gaming Marathon, într-un eveniment alături de Gaming Marathon. Mulțumim Vodafone, mulțumim tuturor sponsorilor, George, Samsung, sunt o grămadă de sponsori, i-ați văzut de-a lungul episodului în dreapta. Eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut acest episod. Noi ne-am auzit data viitoare, dați pe butonul de subscribe și clopoțel și data viitoare cu siguranță o să iasă mai bine, pentru că mai întâi o să fie pe Trovo, după aceea o să fie editat direct pe YouTube și o să vedeți calitativ cum trebuie, așa cum facem noi de obicei lucrurile pe YouTube, ok?